Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi abordăm o temă complexă și rar discutată, efectele nebănuite ale pandemiei de coronavirus. Invitații realizatoarei Monica Cornea sunt Zita Moldovan și doctorul Cristian Irimescu, care vor discuta deschis despre experiențele din ultimul an. De asemenea, reprezentanții organizației de tineret a Partidei Romilor vin în platoul nostru pentru a prezenta noile proiecte înscrise în agenda acestui an, iar pentru început vă invităm să aflați cum este să fii președintele Agenției Naționale pentru Romi pentru o zi. Rămâneți așadar pe Național TV, începe o nouă ediție din Viața Romilor. De Ziua Internațională a Copilului, Agenția Națională pentru Romi și Organizația Salvați Copiii au organizat Ziua Porților Deschise pentru 7 copii selectați din cadrul programelor educaționale ale organizației Salvați Copiii. Cu această ocazie, cei mici au aflat ce presupune munca într-o instituție guvernamentală. În plus, copiii au avut șansa să afle și câteva informații despre munca în televiziune, tocmai de la realizatorul Monica Cornea. Așa a pornit ideea acestei emisiuni în anul 2005 și scopul a fost foarte clar, acela de a îi cunoaște pe romi, de a le cunoaște istoria, tradițiile, de a-i cunoaște pe ei ca oameni și de a scoate în evidență toate lucrurile pozitive care nu sunt prezentate de obicei în alte emisiuni. Și atunci am făcut un format care cuprinde și muzică, cum vă spuneam mai devreme, muzică tradițională, cunoaștem portul romilor, cunoaștem istoria romilor, care știm foarte bine că nu este așa cum ar trebui conținută într-un manual de istorie și mulți majoritari abia acum au auzit de Holocaust, au auzit de multe date importante pe care și romii uneori nu le știu sau nu le cunosc și istoria trebuie cunoscută. Mai vorbim despre, eu știu, obiceiuri, meserii tradiționale și toate acestea alcătuiesc un format de emisiune destul de atractiv și de apreciat zilele noastre. Am eu o întrebare. Promovați la emisiunea dumneavoastră sau a noastră și copiii romi? Sigur că da. Deci cred că, nu zic în fiecare ediție, dar lunar cred că avem prezentați tineri romi, studenți romi, copii romi, olimpici, talentați, dar și copii normali. Orice o să faceți voi de acum înainte, dacă aveți curaj și eu cred că veți avea, puteți vorbi cu doamna Monica astfel încât mai mulți copii din România și copiii care urmăresc emisiunea pe internet să învețe de la voi cum ați devenit fotbalist în cazul Andrei sau judecător, cum îți propui să înveți, sau avocat, cum spunea Aron, sau cofetar bucătar. Pentru că este foarte important ca și alți copii să fie încurajați de eforturile voastre. Elevii au făcut cunoștință cu angajații Agenției Naționale pentru Romi și au mers din birou în birou pentru a se familiariza cu rolul și responsabilitățile celor care lucrează aici. Ne ocupăm de așa numitele politici de incluziune socială a romilor. Aveți idee ce înseamnă asta? Nu, dar vrem să aflăm. Politici publice. Politicile publice sunt tot ceea ce face guvernul sau primăria sau Consiliul Județean la diverse niveluri, la nivel național, la nivel de țară sau la nivel de oraș sau de comună. Deci orice acțiune pe care o autoritate publică o face sau nu o face în beneficiul cetățenilor, se numește că sunt politici publici. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește de-a lungul timpului să vină, să facă practică, eu sunt deschisă. Dacă aveți întrebări pe colega mea, cu ce vă ocupați? Lucrez la birou de relații publice și mă ocup cu postarea pe site-a evenimentelor, cu partea asta vizibilă. De exemplu, voi astăzi, după ce ne-ați vizitat, ați zis că le-am făcut poze, doamna o să se ocupe să... Reclamă. Nu e reclamă.
Vă explică, da. Le publică pe net. Nu? Adică pe internet, pe pagina de Facebook, face comunicate de presă. Informații. După turul birourilor, copiii au făcut cunoștință cu președintele Agenției Naționale pentru Romi și au preluat în mod simbolic pentru o zi rolurile angajaților ANRE, de la președinte și cabinetul său până la consilieri și șefi ai serviciilor de specialitate. Directorul de cabinet și cu președintele sunt echipă. Deci trebuie să se completeze unul pe altul, da? Adică președintele reprezintă instituția în exterior, da? Este, de fapt, imaginea instituției, iar directorul de cabinet este cel care coordonează activitatea de la nivelul instituției. Adică toți șefii de servicii sunt în subordinea directorului de cabinet. Trebuie să se asigure că funcționează instituția. Ce ți-ai stabilit până acum? Aira. Adică eu. Da? Este cine? Consilier personal. Da. Andreea, directorul de cabinet. Așa. Francesca, șeful relației publice. Da. Știi ce ai de făcut? Deci tu a trebuit la tot să faci un comunicat de presă, dar te ajută colegele mele, adică nu te lasă în singură, da? Mulțumesc! Deci fiecare dintre voi astăzi o să stați cu colegii mei lângă voi, da? M-am liniștit! Hai să facem o recapitulare. Președintă cine? Eu. Am înțeles. Director de cabinet? Doamna. Așa. Consilier personal? Doamna. Doamna. Șeful la economic? Aici? A, nu, el. El este la economic și el este la politici publice și are relații publice, da? Bun. Cum ați ales această grupă de copii și ce facem astăzi aici, concret? În primul rând, având în vedere subiectul întâlnirii de astăzi, m-am gândit ce copii ar fi cel mai potrivit, pentru că avem un număr foarte mare în centrele educaționale. M-am gândit că trebuie să fie acei copii care au un cuvânt de spus și cunoscându-i un pic și văzând care vorbește mai mult, care adresează mai multe întrebări, cam acesta a fost criteriul. Practic ați făcut o grupă, ei astăzi vor ocupa niște funcții în cadrul Agenției Naționale pentru Romi. Așa este și sunt de obicei noi în cadrul activităților educaționale. Avem și aceste activități în care încercăm să povestim un pic despre meserii, ca să vedem și ce își doresc ei, dar și cum putem să-i ajutăm să meargă un pic mai departe cu ideile pe care ei le au în funcție de ceea ce le place și am zis că astăzi este cel mai potrivit, astfel încât aici în instituția aceasta, în Agenția Națională pentru Rom, sunt funcții diferite și atunci ei pot observa, de exemplu, și alt gen de meserii pe care probabil despre care nu au auzit sau poate că chiar ceva nou acum pentru ei și pot descoperi pentru viitorul lor. V-aș întreba, după toate aceste eforturi pe care le depuneți pentru copii, spuneți-mi care sunt rezultatele. Ce vedeți schimbat la acești copii? Lucrurile care sunt schimbate, pentru că în cadrul activităților de la centre, noi le oferim și o masă caldă copiilor și pentru ei cred că este foarte important ca atunci când vin la activități să aibă și stomacelul bine pus la punct pentru a se putea concentra. Un alt rezultat pe care noi îl observăm este modul în care ei au început să se exprime și modul în care au început să se cunoască pe ei înșiși și faptul că își doresc și altceva față de ceea ce văd acasă. De exemplu, vor să meargă în tabere, vor să spele. Mulți apă curentă nu au. Sunt copiii pe care noi avem în centrele noastre și nu au electricitate încă. Sunt mulți care trebuie să meargă să-și ia apă din piețe ca să poată veni curați la școală și atunci ei își doresc un pic altceva, vor o casă, vor apă curentă, vor lucruri cu care mulți copii sunt obișnuiți, dar ei nu le au. Un alt lucru pe care l-am observat este că își doresc să-și continue educația. Un rezultat foarte important și ceea ce ne dorim foarte mult este ca ei să meargă în continuare cu educația și ne dorim noi cel puțin să termine, să finalizeze liceul. Dacă nu, bineînțeles, să meargă și mai departe. Dar deja în activitățile pe care noi le desfășurăm, cei mai mulți dintre ei chiar finalizează clasa 8-a și chiar îi susținem pe parcurs pentru a merge și la școală, la liceu. Copiii cu care noi suntem astăzi aici sunt niște copii extraordinar de buni și au venit și ei cu mesajele lor, mesaje pe care le-au cules de la colegii lor din grupurile din care fac ei parte, astfel încât fiecare copil, ocupându-și acea funcție, va veni la sfârșitul zilei cu niște propuneri pentru Agenția Națională pentru Romi.
să lucrăm împreună, să dezvoltăm ideile care vor ieși din dezbaterea de astăzi, astfel încât să încercăm să facem, poate pe viitor, politici publice bazate pe consultarea copiilor. Salvați Copiii crede și este una dintre măsurile pe care le face frecvent consultarea copiilor. Salvați Copiii, practic, nu se fac programe și proiecte fără să discutăm cu copiii înainte, fără să facem o cercetare în rândul lor și a părinților, să vedem exact unde trebuie să acționăm. Implicând acum copiii și la acest nivel formal, credem că pentru dezvoltarea lor, dar și a altor copii care vor vedea această dezbatere și emisiunea, credem că este foarte important pentru a, știu eu, călăuzi drumul pe viitor. Pentru noi, întâlnirile cu voi, întâlnirile cu oamenii din comunități vulnerabile, cu întâlnirile cu reprezentanții autorităților locale, sunt momente în care ne trezim de la realitate. Noi ne propunem ca agenție, da, instituție de specialitate a Guvernului României, să realizăm niște măsuri adresate populației de etnie romă, în special pentru că suntem o instituție de specialitate pe minoritatea romilor, da, să creăm niște măsuri care să aibă aplicabilitate și care într-adevăr să aibă, cum să spunem, rezultate la firul ierbii, acolo unde este nevoie de el. Să ne spuneți ce așteptări aveți voi de la noi, de la adulți, da, de la părinți, de la școală, de la autoritatea locală, de la toată lumea, ca să avem, să vorbim de o creștere a stimei de sine în rândul copiilor din comunitățile astea vulnerabile și să nu mai zic de a crește profesional și de a avea o viață bună, zic eu. În educația școlilor, problema este și copiii cu 5-7 ani de acasă porniți în școli și educația care le prezintă și părinții, pentru că noi facem ceea ce observăm la părinți și ce învățăm în casă, iar apoi exprimăm și în afara jurului nostru. Și răspunsul și care vreau să înțeleagă absolut toată lumea și toți copiii și toți părinții este: încercați să vă învățați copiii să fie mai întâi blânzi, nu să fie agresivi verbal sau fizic, pentru că unii copii le este frică de agresivitate verbală cât și fizică, iar unii copii le este frică să zică părinților: mamă, tată, uite, copilul m-a jignit că mi-a zis că nu știu cum sunt, că sunt urât sau sunt mai negru sau sunt mai pitic. Problema este că noi copiii trebuie să avem ceva de spus, un punct de vedere. Nu trebuie să ne fie frică de nimic. Dacă avem probleme în școli, trebuie să mergem la domn director să-i explicăm. Visăm toți copiii rom în grupele de clase, în grupele de program după, să nu fim puși separat, ci să fim toți egal la o masă. Pentru că unii copii se pun separat știind că o să fie judecați că sunt romi sau că sunt altă nație. Să fim îndrumați de la școală, să avem curaj să spunem ceea ce simțim. Cel mai rău, mie nu-mi place rasismul. Rasismul pot spune că nu-l suport. Iar am prieteni am colegi rasiști, de fapt. Am chiar și rude rasiste. Iar pot spune că nu mă înțeleg deloc cu acele persoane. Câteodată merg prin parc, trec pe lângă un grup de oameni români și lângă ei sunt un grup de oameni de etnie romă. Și atunci pot spune că aud un copil din grupul de români cum îl jignește pe cel din etnie romă. Stau și mă gândesc, ce a ajuns țara asta? Dintr-o lume în care pot spune că la un moment dat romii și românii se înțelegeau. Ce am ajuns? De ce facem atât de mari diferențe? De ce? Adică nu are niciun sens să te iei de cineva doar pentru că este mai închis de piele decât tine. Nu are sens și nu este deloc bine. De ce rasismul unii o consideră o cale bună? De ce stau și aud câteodată sau văd pe rețele de socializare mesaje cu dați afară din țară țiganii? De ce? La finalul zilei, copiii au primit diplome de participare și au fost încurajați de echipa Agenției Naționale pentru Romi să revină în cadrul instituției pentru a practica voluntariatul și, de ce nu, ca viitori angajați. Bun găsit, doamnelor și domnilor! În minutele următoare voi discuta cu invitații mei despre cel mai actual, dar și despre cel mai important subiect al anului, respectiv pandemia de coronavirus.
Pandemia a dat peste cap multe vieți, a schimbat reguli și a semănat teamă și suferință în întreaga lume. Un aspect mai puțin discutat a fost cel al efectelor produse asupra comportamentului fiecărui individ și asupra calității vieții, dar și a modului în care noi relaționăm. Discutăm astăzi despre acest subiect cu doi invitați, prieteni ai emisiunii noastre, cunoscuți și le spun bun găsit în această zi Zitei Moldovan, colegei mele Zita Moldovan. Bună ziua, bine te-am găsit, Monica. Bine ai venit, Zita, din nou. Și prietenul nostru, doctorul Cristian Irimescu. Așa o să te prezint întotdeauna, prietenul emisiunii noastre. Bună ziua și bine te-am găsit, Monica. Cristi, aș începe cu tine pentru că nu ne-am văzut, cred că, de un an și ceva. Un an și ceva, da, cam așa. A început pandemia, nu ai mai avut atât de mult timp la dispoziție și iată că prima întrebare este ce a făcut doctorul Cristian Irimescu în toată această perioadă, de când noi nu ne-am văzut. În primul și primul rând am început rezidențiatul, fix așa într-o perioadă de foc pentru medicină. Am lucrat la cabinet, între timp am lucrat și în cadrul Direcției de Sănătate Publică și am încercat să cresc profesional într-o perioadă grea. Deci, practic, a venit, Cristi, a venit pandemia fix când tu ai terminat facultatea, ți-ai dat examenul și ai intrat în foc. Am intrat în foc exact într-o perioadă grea, da, exact. Adică, practic, mi-am făcut mâna și îmi fac mâna fix pe o perioadă neplăcută. Neplăcută, dar care partea pozitivă a acestei perioade e că am învățat mult. Am învățat mult, m-am întâlnit cu situații pe care nu le-am întâlnit în cărți și nu pot decât să mă bucur de partea asta. Pe de altă parte, mi-am dat seama că nu doar profesional, nu doar lucruri bune vin cu o pandemie, ci și lucruri negative. Când ne refeream, eu știu, la o epidemie sau la o pandemie, nici n-a fost cazul în România, cel puțin până acum, ne gândeam la niște medici infecționiști. Iată că în ultimul an toți medicii... Tot corpul medical a fost chemat la luptă, practic. Exact, a fost și este o luptă împotriva acestui virus. Este o luptă, o luptă pe care sperăm să o câștigăm. Sperăm să o câștigăm cât mai repede și, desigur, este nevoie și din partea societății pentru asta. Ar trebui cumva să ne liniștim, pentru că în momentul actual suntem într-o campanie de vaccinare și există acest vaccin și eu zic că multă lume se vaccinează, dar nu este chiar așa. Iată că sunt și reticienți încă. Și cum este acest lucru? Faptul că avem un vaccin ne poate salva până la urmă de această... Ar trebui să ne considerăm niște oameni într-o perioadă fericită. De ce? Pentru că avem o soluție. Uneori chiar definitivă împotriva acestei boli și asta e vaccinul. Motiv pentru care, da, cred că vaccinul este singura noastră ieșire din această pandemie. Alta, din păcate, nu există. Oricâte eforturi am depune și noi, corpul medical, nu este suficient. Vaccinul este cel care cu adevărat ne va scoate din această furtună, pot să-i spun, care, desigur, a schimbat regulile nu doar în România, ci în întreaga lume. Exact. Da? Și atunci, da, vaccinul este singura noastră ieșire din această problemă. Da. Cristi, colega mea, Zita Moldovan, este, așa cum telespectatorii o cunosc, la emisiunea noastră încă din anul 2005, și iată că în ultimul an, ceea ce nu știu telespectatorii, iată că în ultimul an Zita nu a mai fost atât de prezentă la emisiunea noastră pentru că a lucrat în mod excepțional atât cât a putut de acasă, a mai avut și concedii medicale. Multă lume, Zita, te-a așteptat, am mai primit mesaje, unde este Zita, ce se întâmplă cu Zita. Iată că până acum a fost și greu să explicăm cuiva ce s-a întâmplat și ai ocazia, fiind alături de noi, să ne povestești ce s-a întâmplat în toată această perioadă, pentru că, într-adevăr, ajutorul tău la redacție a venit de acasă și mulți oameni au lucrat o bună perioadă de la domiciliu, dar la tine a fost mai mult decât atât.
Da. Nu mi-e ușor să vorbesc despre perioada care sper că s-a încheiat, vreau să cred că s-a încheiat și cred că sunt acum pe drumul cel bun. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Totul s-a declanșat începând cu luna noiembrie, când am intrat în acel lockdown, când cazurile au crescut foarte mult și când a început toată presiunea asta asupra oamenilor în general, dar eu vă spun din punctul meu de vedere. Am făcut o depresie foarte puternică, de care nu am fost conștientă la început. Am crezut că e doar o teamă, doar o panică și că va trece. Apoi totul s-a accentuat în luna ianuarie, când efectiv simțeam că atunci când ies din casă mi se poate întâmpla ceva grav. Și am ajuns pe la finalul lunii ianuarie, în care efectiv nu mai puteam să ies din casă. Panica era atât de mare încât aveam impresia că exact cum, adică când intri într-o apă, știi? Când e o apă foarte mare, ți se întâmplă ceva. Și se întâmplă ceva și nu știi să noți. Deci fix aia era în capul meu, deși afară nu era atât de grav. Ceea ce nu puteam eu să înțeleg e că eram cumva conștientă că pericolul nu e atât de mare, dar creierul meu nu putea să conceapă și atunci erau două chestii care se băteau cap în cap, pe care pe una puteam să o controlez, partea conștientă, dar partea inconștientă nu puteam să o controlez și să o țin în frâu. Și atunci am zis, trebuie să cer ajutor, pentru că clar mi se întâmplă ceva grav. Am fost la o clinică, la un doctor psihiatru, care mi-a și pus diagnosticul. Prima dată a fost pe anxietate, apoi și-a dat seama că e o depresie mai puternică și mai severă. Și am început să fac psihoterapie, fac și acum, să iau medicamentația necesară și să încerc cumva să controlez bine această boală, pentru că eu cred că depresia este boala secolului și chestia asta, trebuie să vorbim mai mult despre sănătatea noastră mentală. Este foarte important să vorbim despre lucrul ăsta, pentru că stigma societății este că atunci când spui că ai o problemă și ceri ajutor, automat ești încadrat la e nebună, e nebun, e nu știu cum, știi, e stigma asta asupra oamenilor care merg la psiholog sau care fac psihoterapie, știi? Și mulți atunci, nu cer ajutor și ajung foarte... Și mulți nu cer ajutor și atunci cred că e foarte important să vorbim despre lucrurile astea, să le facem publice, să le spunem celor de acasă că dacă treceți prin așa ceva, trebuie să mergeți la doctor, trebuie să cereți ajutor de specialitate, pentru că așa cum vorbeam și cu tine, Monica, la telefon, nu e de ajuns să vorbești cu o prietenă sau să vorbești cu mama sau să vorbești cu tata. Nu, te ajută, dar nu în modul în care poate cumva să te vindece. Și eu am fost o privilegiată și vreau să vă mulțumesc pentru chestia asta, pentru că am avut acest privilegiu pe care poate alți oameni nu-l au, să se trateze, da, la o clinică foarte bună. Și vreau să-i mulțumesc domnului doctor Moraru pe această cale, să am colegi care m-au înțeles și m-au susținut. Eu am fost în permanentă legătură cu tine, Monica, și ai fost, un suport emoțional extraordinar, pentru că vorbeai cu mine, mă susțineai, înțelegeai prin ce trec și asta pentru mine a contat foarte mult, pentru că la un moment dat am avut intenția, și tu știi foarte bine, să renunț la a mai face televiziune, la a mai lucra, la a mai face ceea ce fac de atâția ani. Apoi încă un om care tot așa a fost alături de mine și m-a susținut moral este domnul Nicolae Păun, care și el a fost în legătură permanentă cu mine și a înțeles și a zis: Zita, trebuie să te duci să te tratezi, pentru că asta nu e o boală pe care să o ignori, pentru că ea va ieși la suprafață ori de câte ori nu te aștepți. Soțul meu, care a fost lângă mine și care 8 luni de zile într-adevăr n-a ieșit nici el din casă, care a stat și a înțeles că poate
poate altul nu ar fi stat, știi, pentru că la un moment dat devenea totul absurd. Nu-l lași să iasă din casă. Să nu te îmbolnăvești, să era frică să nu te îmbolnăvești. Da, era în mintea mea că dacă el va ieși și va contacta virusul, va veni și mă va îmbolnăvi și pe mine. Apoi, prietenele mele, eu nu m-am mai întâlnit cu ele de 8-9 luni de zile, tot așa, adică nu am avut contact cu nimeni și asta cred că și-a pus și mai mult amprenta asupra stării mele depresive pe care... Și această stare depresivă, cred că eu aveam, sau s-a declanșat, cred, domnul doctor, vă rog să îmi spuneți dacă greșesc, cred că s-a declanșat chiar la începutul pandemiei și a rămas pe un fond, latent, da. Iar nu știu exact ce a declanșat, dar știu că toată presiunea aia din noiembrie, aia cred că a scos la suprafață starea mea care era puțin mai din urmă. Cred este că asta... adevărat, Cristi, poate afecta atât de rău un virus și chiar o situație așa cum este pandemia, ai mai întâlnit cazuri similare cu celelalte zite, eu... Am mai auzit de oameni afectați de pandemie, dar ca medic ce... Din păcate sunt foarte multe cazuri în care oamenii ajung să fie speriați în primul rând, că de acolo pornește, pentru că nu înțelege ce se întâmplă în jurul lor și pentru că, din păcate, sunt bombardați și cu tot felul de informații care nu sunt de cele mai multe ori adevărate. Și atunci, da, cel puțin din propria experiență pot să vă spun că s-au mulțit cazurile foarte mult de pacienți afectați la modul în care aveau nevoie de suport psihiatric pentru, chiar dacă problemele lor nu aveau un fond real, pentru că nu au fost afectați în mod direct de acest virus. Însă, faptul că experiențele lor, din experiențele lor au cunoscut oameni care au murit, de exemplu, din cauza acestui virus și s-au alimentat și din păcate, din media, cu informații care nu au fost informații corecte. Informații false care au circulat și încă mai circulă. Plus, da. E cunoscut faptul că omul este o ființă socială. În momentul când rupi ritmul ăsta la modul brusc, fără să ai o pregătire de dinainte, ceva se schimbă în mintea omului. Și da, într-adevăr, este nevoie de un trigger ca să poți să ajungi la un dezechilibru chimic între ceea ce se întâmplă în creierul tău și conștiința ta de om, așa cum ești tu construit, celelalte latura personalitățile tale, ale personalităților tale, nu, sau personalitatea ta. De obicei, astfel de boli psihiatrice și... Din câte am înțeles eu, există un pattern de dezvoltare a acestor practic. Vine pe un fond anxios, adică pe o temere fără un fundal anume, și nu face decât să accentueze lucruri care erau deja în tine, dar la modul în care să producă frică și, la fel, din necunoaștere și din faptul că nu a existat un suport real și de specialitate în spatele acestor oameni. Și normal că s-au... Din lockdown în lockdown, din regulă. De unde a pornit, Cristi, frica oamenilor de a merge la medic la un moment dat? Mulți care chiar au luat virusul, dar rămâneau în casă până târziu, până deja starea se agrava foarte mult și nu mergeau la medic de frică să nu pățească nu știu ce la spital. Păcate, de unde a venit acest val de dezinformare până la urmă? Pentru că au fost destul de multe neclarități în ceea ce privește împărțirea spitalelor pe COVID și non-COVID. Și, din păcate, această informație a fost vehiculată prost și oamenii, practic, au refuzat să mai meargă la medic de frica COVID-ului. Au existat și situații în care oamenii, chiar dacă au prins acest virus, din păcate, stăteau de frica spitalelor. Da? Stăteau în casă până când boala lor se agrava. Da. Ajungeau la medic foarte târziu și iată că știm și cazuri. Și din păcate multe vieți așa s-au pierdut. S-au pierdut pe faptul că nu apelau la personal de specialitate la momentul potrivit, pentru că un tratament aplicat la momentul cheie duce ca această boală să aibă o evoluție mult mai ușoară, mult mai ușor de făcut managementul pe ea. Și atunci, normal că dacă stai în casă cu o boală care... În timp, ea pur și simplu îți distruge rând pe rând echipamentele tale pe care le ai ca și om,
să lupți împotriva și nu ai un suport medical în sensul ăsta. A mai fost o categorie și mai sunt încă oameni care nu se prezintă la medic deși au niște boli de fond. De frica COVID-ului nu mă duc la clinică, nu mă duc la medicul meu de familie să mai fac un control și iată că asta se agravează acele boli, chiar dacă nu au luat COVID, dar nu s-au dus la medic. Din păcate am întâlnit și situații de genul ăsta în care oamenii cu bolile lor de fond, care în mod normal erau supravegheate, de exemplu persoanele care au boli cardiologice, da? Ei trebuie să facă un control o dată pe an. Sunt persoane care au ratat aceste programări, da, și nu s-au prezentat la medic și starea lor s-a agravat. Și, practic, viața lor a fost curmată nu neapărat de virus, cât de, da, cât de fondul afecțiuni. Lor, fondul lor patologic, da, de comorbiditățile pe care le aveau. Și asta am observat și în spitale. Chiar dacă încercam să oferim un mediu cât mai safe pentru pacienții noștri, un mediu cât mai sigur pentru ei și să asigurăm circuite care să îi țină în siguranță, adresabilitatea a scăzut foarte mult. Și atunci era, cum să zic, o muncă în gol. Ce facem în prezent în situația în care nu toți oamenii sunt informați și cel puțin, nu știu, aș aduce aminte de niște comunități, Zita, tu știi despre ce vorbesc, le-am vizitat în județul Tulcea, este un exemplu, și acolo oamenii aveau centru de vaccinare și toți nu am dat nici măcar de, nu știu, o singură persoană să-mi spună că merge să se vaccineze. În rândul altor categorii pot să spun că unii n-au medic de familie sau aici chiar exista și medic de familie, era și un mediator sanitar, însă oamenii refuzau vaccinarea. Cum facem cu acești oameni? Pentru că, până la urmă, viața le poate fi salvată prin vaccinare. Nu știm când apare un alt val și cum să ne protejăm altfel dacă nu prin vaccin. Ceea ce zicea și Cristi, scuză-mă puțin de această dezinformare care circulă și nu se mai oprește, ca să zic așa. E normal ca oamenii să fie speriați, Monica, și să aibă o reticență atunci când vine vorba de vaccinare. Apropo, eu m-am vaccinat, am și rapelul făcut, nu am simțit nimic, mă simt foarte bine, mă simt ușurată, simt că vaccinul este cel care m-a scos din casă, pentru că dacă nu era vaccinul, cred că încă mai stăteam izolată în casă. Vaccinul a fost singura mea speranță că o să-mi revin și că o să-mi reiau viața și că totul va fi bine. Apropo de asta, există foarte multă dezinformare, atât în mass media, cât și pe social media, cât și la TV și peste tot. Oamenilor nu li se explică care sunt beneficiile vaccinului. Unii realizatori de televiziune, și să le fie rușine pe această cale, nu dau nume, dar îmi vine să dau câteva nume, dar nu o să le dau, și în prime time este inadmisibil să chem niște influenceri, așa între ghilimele, că nu influențează pe nimeni, cred că doar pe membrii familiei influențează în sufrageria lor, care vin la televizor și le spun oamenilor că nu e bine să se vaccineze, că vaccinul nu știu ce îți face, că îți bagă nu știu ce chip, că îți face că îți cresc urechile, că nu știu ce se întâmplă. Este inadmisibil ca tu, doctor, să vii să spui asemenea aberații. Iar oamenii nu sunt de vină, Monica. Oamenii chiar îi cred, pentru că tu când vezi un doctor la televizor, în prime time, la o emisiune la care se uită toată lumea, zici, mă, ăsta... Am văzut la televizor, e luată informația de la televizor. Și vine din gura unei persoane care are autoritate în domeniu. Exact, adică eu pe oamenii ăștia, nu știu dacă a fost bine gestionată această pandemie, Cristi, și aici mă refer la nivel politic. Adică tu ca și guvern, da, ai dat niște bani unor televiziuni ca să facă această campanie de vaccinare. Televiziunile ce au făcut? Au făcut campanie anti-vaccinare. Adică asta mie mi se pare strigător la cer, nu este, este inadmisibil așa ceva, ca tu să pui în pericol, pui în pericol sănătatea oamenilor, aici nu mai e vorba de sănătatea mea, a ta sau a Monicăi, suntem doar noi trei și ne vedem de treabă, aici e vorba de sănătatea publică, da? Este... O responsabilitate colectivă, că eu degeaba sunt responsabilă doar pentru mine și cățelul meu, pentru că trebuie să fiu responsabilă pentru toți colegii mei de aici, da? Asta înseamnă responsabilitate colectivă. Iar oamenii
și politicienii în general nu au înțeles acest lucru și i-au înnebunit atât de mult pe cei care nu au fost atât de informați, încât s-a întâmplat ce s-a întâmplat. O să vedem ce spune și medicul Cristian Irimescu după o scurtă pauză și ce părere are despre efectele acestei dezinformări. Pauză și revenim în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine este Zita Moldovan, colega mea, și doctorul Cristian Irimescu. Rămăsesem cumva, Cristi, rămăsesei dator cu un răspuns. Ce influență are dezinformarea asupra publicului? Voi ca medici, cum percepeți acest lucru? Că presupun că mai ajung la medic și din cei care n-au crezut în COVID și iată când s-au îmbolnăvit, eu știu, vin să ceară ajutorul. Ce se întâmplă? Îți dai seama, Monica, noi ca medici trebuie și vrem să ajutăm pe toți, în egală măsură și în funcție de nevoile lor. Din păcate, aceste dezinformări care au tot pătruns în mintea oamenilor, au transformat pacienții, puținii pacienți care au mai venit pe la cabinet sau s-au prezentat la spital, să aibă o atitudine aproape agresivă față de noi, ca și corp medical. Asta e un efect direct la contactul cu pacientul. Din păcate, ce nu se înțelege este că vaccinarea, când ne întoarcem la discuția vaccinării, nu trebuie să faci vaccinul doar dacă ești persoană bolnavă, ci un alt rol important al vaccinării e că formează un perdea în jurul persoanelor care pot muri din cauza acestui virus. Chiar dacă ești o persoană sănătoasă sau că ai trecut prin boală. Nu ai de unde să știi cum se manifestă virusul în organismul tău. Măcar din conștiință față de aproapele tău îți faci vaccinul. Pentru că în felul ăsta tu formezi o perdea împotriva unui virus. Adică tu stai între virus și persoana care poate muri de acest virus. Și ăsta e un motiv suficient, zic eu, ca să te vaccinezi. Cristi, dacă ne referim la comunitățile sărace și n-am cum să nu dau acest exemplu, pentru că tu ai fost prezent în foarte multe campanii și activități și ai mers în comunități de romi, cum am putea să facem să informăm mai bine pe acești oameni? Ce am putea să facem pentru ei? Pentru că pur și simplu eu personal ce am văzut în multe comunități, oamenii încă nu au încredere în vaccin. Trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie să coborâm între ei, între oamenii din comunitate, să mergem și să avem o discuție față în față, în care discuții în urma cărora să noi să le răspundem la nelămuriri și să demontăm bucățică cu bucățică ideile care îi opresc să se vaccineze. Pentru că, exact cum spuneam, și mie mi-a fost foarte greu, de exemplu, să o conving pe mama mea să vaccineze. Deci, tu medic și mama? Eu medic, eu care aveam informația. A trebuit de multe ori să stau cu ea la televizor și să ascultăm știrile și alte informații care se tot perindau, deci să-i demontez fiecare informație greșită pe care o avea. Și atunci, din păcate, frica punea stăpânire pe ea. Dar deci sunt fericit că am reușit să o... dezinformării până la urmă. Și eu o salut pe mama ta și mă bucur că s-a vaccinat. Și am reușit să o vaccinez și chiar râdeam cu ea că la prima doză ea chiar n-a simțit nimic. Că ea spunea, și dacă mor. Uite, n-ai pățit nimic. Uite, nici măcar nu te-a durut. Și am râs pe tema asta cu ea și la a doua doză a avut doar o durere de umăr, desigur s-a speriat și atunci, dar de ce mă doare? Măi, e o reacție normală, vorba aia, dacă te înțep la un dege și tot te doare, o durere de umăr e o nimica toată, adică poți trece peste lucrurile astea, desigur. Efectele adverse, că probabil pe mulți îi sperie aceste efecte adverse. Când vaccinezi în masă, este normal să mai apară cazuri, că sunt oameni care au boli nedescoperite
Și atunci probabil că au avut o reacție, dar și pentru astea, pentru reacțiile adverse, cum există? Da, există tratament. De asta există timpul post-vaccinare de supraveghere și se stabilește în funcție de paciente. Ai 15 minute pentru o persoană care e cunoscută fără afecțiuni și atunci 15 minute, pentru că atunci poate să apară cele mai grave reacții. În primele 15 minute, după aceea reacțiile sunt controlabile și minime. Din experiența colegilor, sunt foarte puține momentele alea când trebuie să intervii în vreun fel. Adică vaccinarea trebuie să meargă normal. Absolut normal și fără nicio problemă. Tocmai eu sunt mirat că lumea nu iese la vaccinare, deși ar trebui, pentru că, din punctul meu de vedere, vaccinurile împotriva COVID-19 sunt unele dintre cele mai sigure vaccinuri care au existat în istoria vaccinării din lume. Nu apărute. Zita, tu ce părere ai despre acest lucru? Ai trecut și prin ce ai trecut? O depresie? Ai stat izolată? Ți-a fost foarte greu? Cunoști și comunitățile de rome? Acum cunoști și cealaltă parte? Ce le-ai spune acestor oameni, poate care te privesc și au privit cu neîncredere vaccinarea sau chiar faptul că poți păți ceva mai degrabă dacă nu te vaccinezi decât dacă te-ai vaccina? Păi, ce să le spun, Monica? I-aș îndemna pe toți să se vaccineze, așa cum a zis și Cristi. Este singura noastră armă împotriva acestui virus, vaccinul. Trebuie să fim bucuroși și să ne gândim că suntem noi, cei din România și din alte țări, suntem niște privilegiați că avem acces gratuit la acest vaccin. Sunt țări sărace și foarte sărace pe glob care nu au acces la vaccin. De exemplu, India, unde se întâmplă acele nenorociri. Da? Ei nu au vaccin suficient. Cred că s-ar vaccina, dar nu au cu ce. Și atunci noi trebuie să fim bucuroși că, iată, avem vaccin, avem liber la vaccinare, avem privilegiul ăsta să mergem să ne vaccinăm. Și de ce să nu ne vaccinăm? Dacă nu existau vaccinurile, dragii mei, de-a lungul istoriei, de-a lungul timpului, noi nu am fi acum aici, înțelegeți? Și poți să spui și tu, Cristi, chestia asta, adică gripa spaniolă și așa mai departe. Da, variola, de exemplu. Variola a fost eradicată prin vaccin. Bolile cele mai nasoale au fost eradicate prin vaccin. Deci vaccinul este singura noastră armă. Nu se întâmplă absolut nimic dacă vă vaccinați, dragii mei romi și neromi, că nu vorbesc doar pentru romi. Mergeți cu încredere, aveți încredere în doctori, în medici. Dacă nu erau ei, doctorii și medicii, să ne trateze, noi nu eram în viață, da? Și drept dovadă, iată, acest COVID, da? Ei au fost îngerii noștri, au fost în prima linie acolo și ne-au dat speranța că lucrurile se vor îndrepta și iată că vreau să cred că lucrurile se îndreaptă și ne avem încrederea asta că va fi mai bine, da? Eu dacă nu mă vaccinam, vă spun sincer că astăzi nu eram aici, eram cred că tot închisă în casă, încă mai port mască, dacă vă întrebați, bine, te-ai vaccinat și de ce mai porți mască? Încă mai port mască pentru că eu încă nu mi-am revenit psihic total, deci la mine nu mai e o chestie că mi-e frică că iau COVID la modul real, e pe psihic, e de aici. Încă nu pot să controlez ce se întâmplă în capul meu, dar o să încep să controlez chestia asta. Nu și te mai lăsăm, Zita, să stai prea mult acasă, pentru că o să te tot scoatem, ia să vezi. Da, scoateți-mă, pentru că în curând voi renunța și la mască, sunt sigură de chestia asta, dar am prins încredere cu acest vaccin și cred că e necesar, Monica, să pornim o campanie de vaccinare, de ce nu? Uite, și Cristi mi se de alătură. De vaccinare n-avem cum, dar de informare am de putea. De informare, exact, sigur, de informare pro-vaccin, să mergem în comunități, să vorbim cu oamenii. Eu sunt dispusă să merg, pentru că cred în chestia asta și cred că dacă se vaccinează cât mai mulți oameni, vom scăpa mai repede de această nenorocire care a venit peste noi. Sunt dispusă să merg în comunități, sunt dispusă să vorbesc cu oamenii, sunt dispusă să le spun propria poveste prin ce am trecut, adică chiar cred că ar ajuta lucrul acesta. Și poate mai mulți, dacă ni s-ar alătura, poate am putea să facem, nu știu, fapte bune, ca să zic. Să revenim la multe vieți în mod indirect. Să revenim la o viață normală până la urmă, că asta ne dorim cu toții. Ne este dor de tot ce a fost înainte și ne este dor de viața noastră așa fără virus. Pentru că
s-a schimbat, Cristi. Acum, apropo de ce spunea Zita, îmi și amintesc cum vedeam telefonul, mă sună Zita, ce crezi că vrea să mă întrebe? Ai aflat când vine vaccinul? Nu, stai așa că dacă aflu, spun. Bine, și multe. Te-ai programat? Păi zic nu, că încă nu pot să mă programez în platformă. Deci telefoanele noastre, astea erau. A venit vaccinul, când vine vaccinul, tu când te vaccinezi, eu când mă vaccinez. După care a urmat perioada mea de voluntariat, când m-am apucat să scriu toți cunoscuții pe platformă și să-i ajut să se vaccineze. Iată că... Și tu te-ai vaccinat, Monica, trebuie să spui în februarie, da, în februarie, printre primii pot să spun că am așteptat momentul, știam că am contact cu familia, tatăl meu care este pacient dializat, am contact cu oameni unde merg la filmări și atunci... Mă simțeam și eu în siguranță și familia. Adevărul este că Zita nu a mers o bună perioadă la părinții mei și le duceam mâncare sau eu știu ce cumpărături până la ușă și a fost foarte, foarte greu să înțeleagă că ăsta este motivul pentru care nu le trec pragul. Foarte greu pentru niște oameni în vârstă să-și vadă copilul că vine până la ușă, îi salută și pleacă. Adică, da, acum... avem soluții, avem variante și spune-mi cu optimism ce vrei tu să faci în continuare, că m-ai întrebat, pot să fac un interviu, pot să fac, adică deja Zita iese din casă, ăsta este un pas. Da. Astăzi a fost prima ieșire așa în public, ca să zic așa, a fost la emisiunea noastră. Păi ce vreau să fac? Vreau să-mi continui munca, efectiv. Cred că mi-ar plăcea să fac o campanie pro-vaccinare și cred că dacă, nu știu, ne punem toți de acord și echipa de producție și așa mai departe, poate vom face această campanie. Mi-ar plăcea să aduc oameni care, din rândul romilor și nu numai, care s-au vaccinat și care vorbesc despre lucrul ăsta și care... Puteți să contați și pe mine. Putem să contăm și pe tine, Cristi, și să mergem înainte cu campania asta, pentru că eu cred că e foarte, foarte important, Monica, să facem lucrul ăsta, pentru că oamenii în continuare nu au informația reală, că așa informația, ai văzut că circulă pe net, și da, cred că trebuie să avem grijă de semenii noștri și trebuie să avem grijă de comunitățile noastre de rom și nu numai. Adică sunt, cum să zic, deși ei nu ne cer ajutorul acum, dar e nevoie să fim acolo și să-i ajutăm, pentru că ei nu sunt încă conștienți de ce poate să facă acest vaccin și cum poate să ne ajute acest vaccin. Dacă ei ne oferă suportul lor atunci când avem nevoie și noi trebuie să le oferim la rândul nostru suport, deși câteodată nu ni-l cer, dar îl dăm benevol, știi? Cred că e importantă relația asta între noi, între noi oameni în general. Cât de mult, Cristina, a schimbat această pandemie viața? Păi cred că asta se poate contoriza în primul rând la nivel individual. Fiecare, cel puțin mie, mi-a modelat un pic comportamentul. Sunt mult mai precaut, de exemplu, când vine vorba de ceea ce vorbesc cu pacienții mei, pentru că oamenii au devenit mai reticienți la informație medicală, pentru că ne întoarcem la discuția, au televizorul care pare câteodată mai credibil decât discuția cu medicul. Și acum trebuie să ai o discuție în plus, cum ar fi? Da, trebuie să întotdeauna să am gesturi în plus în cabine, de exemplu, să am masca, să păstrez distanța ca să ofer totuși o distanță de siguranță pacientului, trebuie să folosesc mai des dezinfectantul tocmai ca să oferă pacientului o imagine de siguranță. Dar astea sunt lucruri simple. Pe de altă parte, mi-ar place să văd pacienții mult mai des la cabinet, așa cum îi vedeam înainte, pentru că mulți pacienți au pierdut, repet, din cauza fricii. Deci încă resimți acest lucru, nu? Adică încă resimt lucrul ăsta și chiar mi-aș dori, nu știu, să mă întorc la medicina pe care am cunoscut-o înainte de pandemie. Deci ce sfaturi le-ai dat tu oamenilor? Am mai discutat asta și poate trebuie să mai subliniem. Deci cei care au afecțiuni, cum ai spus tu... cronice, boli cronice. Boli cronice și așa să vină la medic și să nu întârzie vizitele. Să nu își întârzie vizitele, în primul rând.
să-și urmeze tratamentul așa cum a fost prescris, chiar dacă au avut COVID și așa mai departe, și să-și mărească chiar frecvența, dacă au avut, de exemplu, COVID, să-și mărească frecvența vizitelor la medic, să vină mai des către noi. Pentru că și noi am reușit ca corp medical să ne adaptăm situației și putem să menținem în siguranță pacientul. Și atunci, practic, îi chemăm să vină la noi. Să vină să și nu să... evite să meargă la specialist. La specialist, chiar dacă... și mai ales dacă pe calea asta tot, mai ales dacă au, sunt persoane care au COVID, să nu aștepte în casă. E un gest greșit. De la primele simptome să meargă către un serviciu specializat de medicină. Pentru că întârzierea tratamentului poate să le aducă decesul, chiar poate să le aducă decesul pe de-o parte, iarăși fix tratamentul este cel care le amână, practic, îi salvează. De ce am mai învățat, Monica, noi toți oamenii în general în perioada asta? Noi nu avem această, vezi tu, această educație medicală. Noi în România în general nu am avut chestia asta, adică asta cu odată la 6 luni să-ți faci analizele, să te duci, dacă te doare ceva, du-te la doctor. Mulți oameni și înainte de COVID aveau chestia asta, a, nu mă ducă, cine știe ce îmi zice doctorul. Deci noi nu avem această educație medicală, că deși, adică du-te să previi înainte să tratezi. Și dacă nu te doare, acel control odată la 6 luni trebuie făcut. Atunci când ai simptome de COVID, ca să le leg așa, trebuie să te duci neapărat la doctor. Adică nu poți să te tratezi tu acasă, cum am mai auzit alții, că a luat nu știu ce naiba de medicament și au murit în casă. Și avem exemple, oameni, artiști cunoscuți, doamna Cornelia Catanga, Dumnezeu să o ierte, asta a făcut, a rămas acasă și nu s-a dus la spital. Domnul Nelu Ploieșteanu, tot la fel, a stat până în ultima clipă, doamna Gabi Luncă, adică într-adevăr, oameni în vârstă, dar dacă nu exista această neinformare și această frică de doctor, oameni buni, nu aveți de ce să vă fie frică de doctor. Doctorul face numai bine, nu face rău, niciodată. Asta din păcate, mulți pacienți au sfârșit pentru că s-au adresat prea târziu medicilor, atunci când terapeutic erau depășiți. Da. Statul în casă, când vine vorba de COVID, nu este cea mai bună soluție. Dar nu este cea mai bună soluție. De toate, bolile, de toate în general, dar acum ne prezentăm de la medic când deja nu mai putem să respirăm, este nu mult prea târziu. Nu avem educația asta, știi? Noi ca popor nu avem. Adică mă duc la doctor doar când sunt leșinat. Nu, frate, mă duc să-mi fac un set de analize, mă duc să văd ce se întâmplă cu mine, mă duc să văd dacă sunt în regulă. Știi? La asta mă refer. Un set de analize odată pe an nu strică absolut niciodată nimănui. Plus că bolile încep să apară din ce în ce mai devreme în populație, cum sunt bolile cardiovasculare și, de exemplu, la bărbați. Toți bărbații peste 45 de ani trebuie să meargă măcar o dată la un control cardiologic. Pentru că tensiunea, cum îi spunem și noi, hipertensiunea arterială, este ucigașul silențios, care te ucide în timp, fără să simți. Și pe o perioadă lungă, acum că răcești așa, știi, dar cu tensiunea nu știi. Și atunci, o simplă vizită la medic te poate salva pe foarte mulți ani. Adică noi, practic, facem screening în populație pentru astfel de boli, pentru binele pacientului. Este o discuție interesantă și mi-ar fi plăcut să mai discutăm, dar sunt convinsă că Zita va reveni în mijlocul nostru. O să o ajutăm în continuare să depășească această perioadă grea și eu sunt convinsă că e la final, că deja primul pas a fost făcut. Și bineînțeles și tu, Cristi, de câte ori ai lucruri importante și vrei să ne mai dai sfaturi medicale, bineînțeles știi că aici ești ca acasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și dacă aveți în final vreun mesaj pentru telespectatori. Vreau să vă mulțumesc și eu, m-am simțit în siguranță, sincer, pentru că, în primul rând, am doi interlocutori vaccinați, asta odată, și m-am simțit foarte bine, mi-era dor să vin la emisiune, să vă văd, să-mi văd colegii, mă bucur că toată lumea este ok, sper să ne revedem curând, vreau să încep această campanie, chiar îmi doresc foarte mult
și sper să reușesc, sper să-mi revin, sper ca tratamentul să dea roade și sper să ne vedem, să ne trăim viața așa cum eram obișnuiți să o trăim cândva și lucrurile încet, încet să revină la normal. Dar, dragii mei, trebuie să știm că în continuare acest COVID nu a dispărut, da? Deci el există. Să păstrăm distanța, să ne spălăm regulat pe mâini, să ne dezinfectăm, să ținem toate regulile posibile și cel mai important, mergeți și vaccinați-vă neapărat. Cristi? Un singur lucru le spun oamenilor, mergeți și vaccinați-vă, salvați-vă pe voi și pe ceilalți de lângă voi. Vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost discuția noastră de astăzi cu Zita Moldovan și doctorul Cristian Irimescu. Rămâneți alături de noi. În continuare vor veni tineri de la Organizația de Tineret și veți afla multe lucruri importante despre activitatea lor. Rămâneți alături de noi! Invitații în platoul emisiunii sunt membrii Organizației de Tineret ai Partidei Romilor Pro Europa și discutăm astăzi despre proiectele pe care Organizația de Tineret le-a derulat în ultima perioadă. Aflăm cât de încărcată este agenda evenimentelor în viitorul apropiat, iar alături de mine sunt invitați nerăbdători să participe la această emisiune. Începem cu Adrian Berbec, președintele Organizației de Tineret Partida Romilor Pro Europa. Bună dimineața, bun găsit, Adrian. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Marian Pavel, vicepreședintele Organizației de Tineret, bun venit din nou. Bine v-am găsit și sper să fie de bun augur prima invitație în studioul nou. Da. Și nu cel din urmă, colegul vostru Hristu, Alexandru Gheorghiță, vicepreședintele Organizației de Tineret Partida Romilor Pro Europa. Bun găsit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Nu vor lipsi astăzi nici partenerii de dialog prin telefon, o să luăm niște telefoane și cu colegii voștri din țară, vom discuta cu aceștia puțin mai târziu, iar până atunci vă propun să începem discuția de astăzi prin a-i familiariza pe cei de acasă cu privire la statutul Organizației de Tineret. Am mai povestit noi, Adrian, și în edițiile trecute și aș vrea să îmi spui, cred că ești cel mai potrivit să începe această discuție pentru a clarifica pentru telespectatori cum este structurată Organizația de Tineret a Partidei Romilor. Trebuie să precizăm de la bun început și telespectatorii noștri să cunoască acest lucru. Organizația de Tineret funcționează în baza unui regulament de organizare votat în cadrul ședinței de adunare generală a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Suntem structurați în 23 de județe care au fost reorganizate dinainte de a începe pandemia de COVID-19. Avem 720 de membri care figurează la Organizația de Tineret. Avem un consiliu director format... Mulți voluntari, nu? Dintre aceștia. Sigur că da, mulți dintre membrii Organizației de Tineret activează ca voluntari în cadrul asociației și vă spuneam ceva mai devreme că avem un consiliu director format din 41 de membri cu drept de vot. Forul decizional și forul de conducere al organizației este, bineînțeles, adunarea generală a Organizației de Tineret. Anul acesta o să avem foarte multă treabă, pentru că anul trecut, bineînțeles, știți bine că a fost unul caracterizat greu, da, de valul de pandemie, de COVID-19. Anul acesta sperăm să putem să avem mai multă libertate și să putem să ne desfășurăm în condiții cât se poate de bune și de reale toate activitățile pe care le-am propus spre a fi desfășurate în cadrul Partidei Romilor. Dacă îmi amintesc bine, de câte ori v-am vizitat, v-am găsit în birou, eliberând recomandări și fiind foarte, foarte ocupați cu acest lucru chiar de lunile trecute, mă rog, când cei de clasa 8, elevii de clasa 8 își ridicau recomandările. Care sunt obiectivele Organizației de Tineret, să spunem, în domeniul educației, dacă și colegii tăi vor vrea să răspundă? Pentru că este un lucru pe care voi îl faceți de mulți ani și ați preluat obiectiv. Trebuie să specificăm încă de la început că a fost un an foarte greu. Consilierea elevilor și a părinților de etnie romă
atunci când este vorba despre obținerea unei recomandări. Să știți că a fost făcută chiar și prin mijloace tehnice, asta însemnând că a fost făcută prin videocall, pentru că pandemia nu ne-a permis să ne deplasăm nici în școli și cu atât mai puțin să putem să ne întâlnim în altă parte. Anul acesta, comparativ cu anul școlar 2020-2021, am reușit să eliberăm la nivelul municipiului București și Ilfov 570 de recomandări. Sigur că este o scădere a recomandărilor pe care Partida Romilor le elibera. Dacă în anii trecuți săream de 1000 de recomandări sau 1200 de recomandări, iată că anul acesta avem mai puține recomandări. Dar știm și ce probleme au fost anul acesta, eliberate. Pentru că termenul a fost unul inițial foarte scurt, care după aceea a fost prelungit și mulțumim domnului președinte Păun și deputatului Cătălin Manea că au putut să facă toate aceste lucruri și să prelungească această perioadă de eliberare a recomandărilor. La nivel național au fost eliberate un număr de 3500 de recomandări pentru liceu. Să nu uităm și de recomandările pentru facultate, care până în prezent pot să spun că avem 16 recomandări eliberate, toate acestea fiind pentru școlile cu profil militar. Iată că tinerii noștri de etnie romă încep să înțeleagă ce înseamnă să ai un viitor stabil și astfel se îndreaptă către aceste școli militare. Și doamna Monica, dacă mă lăsați să intervin, mai mult de atât față de anul trecut, a fost o descreștere masivă, să zic, a recomandărilor eliberate de Partida Romilor, dar s-a schimbat perioada de eliberare a recomandărilor și în al doilea rând și foarte, foarte important, învățământul a fost numai de tip online, iar noi nu am putut să facem promovarea în școli, care acea promovare ajungea la fiecare elev, pentru că, cum bine știți, poate cu bunăvoință sau fără bunăvoință, dirigenții nu prea spun informația corectă și completă copiilor. A fost un an atipic, așa este. Foarte. Pentru că asta voi pentru mergeți... că nu au informația, adică să fim și noi cât se poate de realiști. Neavând informația completă, sigur că nu pot disemina corect informația la rândul lor. Despre asta este vorba. În privința recomandărilor, am avut probleme în identificarea elevilor care termină clasa 8-a. Din cauza pandemiei nu am putut... Voi aveți înainte niște etape pe care le respectați. Întâi sigur identificați da. Elevii ca să înțeleagă telespectatorii, nu? Exact. Iar în mare parte din acest timp facem vizite în școli pentru a informa atât cadrele didactice, cât și elevii. Lucru care nu s-a mai putut acum. Iar uneori, atât cât se poate, să intrăm în contact cu părinții, strângem și părinții și discutăm cu ei în privința eliberării recomandărilor. Și deci, dacă vă mai aduceți aminte, sigur. Anul trecut, unde ați participat și dumneavoastră, a fost o ședință de informare a părinților de etnie romă, unde tot așa, tot în contextul pandemic, cu distanțare socială și așa mai departe, la școala centrală au venit peste 800 de părinți care au fost împărțiți în serii și așa i-au înțeles mult mai bine, pentru că dacă vă aduceți aminte, anul trecut și repartizarea nu a mai fost una în ședință publică și a fost computerizată, iar anul acesta va fi în aceeași măsură tot computerizată, iar noi vrem să facem o serie de ședințe de informare. Un lucru despre care am discutat și cu Cătălin Manea, cu deputatul Cătălin Manea în ediția trecută și menționa acest fapt că vor fi reluate aceste ședințe și va îndruma atât părinții cât și elevii să completeze acele formulare, pentru că deloc nu este ușor. În cadrul Partidei Romilor, să știți că nu ne eliberăm la, nu ne rezumăm la simplu fapt de a elibera o recomandare. Părintele primește hârtia, ne strânge mâna și el pleacă. Nu. Eliberarea acestei recomandări se face în trei etape. Prima etapă este cea de informare, a doua este cea de consiliere și, bineînțeles, ultima este cea de orientare școlară. Fiecare copil are anumite abilități și aptitudini și atunci, funcție de abilitățile și aptitudinile pe care copilul le are, noi îl consiliem și îl orientăm către profilul care lui se potrivește. Toate aceste lucruri, să știți că le facem în baza
în baza unui studiu științific, este vorba despre o metodă științifică, metoda Holland, prin care putem să identificăm clar abilitățile pe care le are individul și așa putem să îi schimbăm viitorul încă de la vârste fragile. Și mai mult de atât, noi la Organizația de Tineret periodic îi sunăm pe părinții elevilor care au obținut recomandarea de apartenență etnică de la noi, întrebându-i și ajutându-i cu toate informațiile de care au nevoie sau dacă sunt cazuri de mai rău de discriminare sau probleme școlare, noi îi putem ajuta. Chiar dacă, de exemplu, dintre noi unul a terminat o facultate de matematică, altul de biologie sau așa mai departe, ei poate să vină la noi și noi le oferim tot sprijinul în domeniul în care ne pricepem. Apropo de ce povestea Adrian, chiar ne-a solicitat cineva sprijinul atunci când se eliberau recomandări și fără ca tu să știi, am îndrumat acea persoană către biroul vostru, după care am primit și un feedback. Deci persoana respectivă a nimerit la Adrian și mi-a spus că a rămas plăcut impresionată, mămica fetiței venise să-și ia o recomandare, a rămas plăcut impresionată de câte informații i-ați dat și cu cât ați lămurit-o cu privire la înscrierea la liceu și la absolut tot ce poate beneficia copilul. Trebuie spus că o consiliere educațională durează undeva între 30 și 50 de minute funcție de complexitatea evenimentelor care se derulează sau care au fost derulate în viața elevului. Da, chiar m-am bucurat de acest feedback pozitiv. Iată că funcționează și efortul vostru este răsplătit. Haideți să mergem și la colegii din țară. Aș vrea să vorbim acum cu Gogan George, coordonator național al voluntarilor. Bun găsit la emisiunea noastră! Da, Rosmana, și bine v-am găsit, măcar telefonic și toată invitațiilor dumneavoastră. George, nu ne-am mai văzut de ceva timp, dar iată că tu ai treabă în teritoriu, înțeleg. Într-adevăr, dar nu ne-am văzut de ceva timp și eu ne-am mutat pentru o scurtă perioadă de timp, ne-am mutat activitatea la Badău, a vizionului pe care coordonez împreună cu colegul meu, cu domnul Bălan Paoși. Și da, noi încercăm să facem lucrurile să funcționeze. Spune-mi, te rog frumos, ce faci tu acum? Ce rezultate, eu știu, în urma eliberării recomandărilor, ce activități ai tu în această perioadă, George? Chiar în acest moment, tocmai am și discuții cu câțiva viitori studenți care au venit la noi la serviciul de eliberare. Eliberăm recomandări pentru anul academic 2021-2022. Ca și rezultat, în urma anului precedent, am eliberat împreună cu echipa mea de la Bacău și din teritoriu aproximativ 10-30 de recomandări pentru liceu. Iar acum urmează perioada de eliberare a recomandărilor pentru facultate. Înțeleg că cei care deja au bacalaureatul pot veni deja să le ridice, da? Bineînțeles, exact. Odată cu începerea campaniei noastre este Copiii.ro, dar noi am venit cu un ajutor de acestui proiect al asociației și noi deja eliberăm aceste recomandări. Unii dintre elevii noștri au încercat să meargă la școala de agenți de poliție de la Lașcăr. În această cauză ne-am eliberat mai devreme aceste recomandări. Te-aș mai întreba, George, cum este să coordonezi atât de mulți voluntari? Înțeleg de la Adrian că la nivelul organizației sunt undeva în jur de 700 de voluntari. Cum te descurci? E o muncă de echipă pe care noi am întreprins-o de-a lungul celor 4 ani de când eu am venit la centru. Nu pot să-mi asum doar eu doar aceste merite. Toată echipa de la centru, cu Adrian Berbec, Cătălin Stănescu, Ionuț Păun și ceilalți care au venit alături de noi. Da, este o muncă, nu decisiv, dar o muncă care îți oferă satisfacție. Mulțumesc, George, toate bune, la revedere! La revedere! Iată că în țară lucrurile sunt în plină desfășurare, nu activitatea celor din țară și o să mai vedem și alți colegi. Adrian, dacă din tinerii care ne privesc ar dori să intre în organizația de tineret, ar fi ceva greu, ușor, ar putea să vină la voi și să-i luați alături în echipă? Din contră, ne bucurăm dacă există solicitări în acest sens, mai ales după această emisiune. Tinerii trebuie să știe că ne pot găsi în strada Telița, numărul 31, sector 5, București. Dacă ar fi să răspund la o întrebare de ce este important voluntariatul,
simplu. Vă pot da nenumărate argumente în acest sens și vă pot spune că voluntariatul este considerat drept experiență specifică în muncă. Ca drept exemplu, dacă există un voluntar care desfășoară o activitate de 4 ani de zile, el poate avea o experiență specifică catalogată 2 ani de zile de muncă, de practicare. Cei care fac voluntariat, la rândul lor, primesc de la organizație o scrisoare de recomandare pentru diferite joburi la care ei aplică, pentru că nu e așa, tinerii sunt tineri, au nevoie să interacționeze și cu alt gen de oameni și cu alte domenii și nu e așa. În cadrul organizației de tineret oferim tot sprijinul necesar moral și psihologic pentru ca ei să se poată dezvolta într-un mediu armonios. Drept exemplu, ne puteți lua pe noi doi, eu împreună cu colegul meu Hristu, după ce am obținut recomandarea de apartenență etnică la facultate pentru ciclul universitar de învățământ, am rămas alături de echipa cu care ne-am întâlnit la organizație și mai mult de atât am ajuns cu timpul, peste ani, să eliberăm recomandări altor voi la tineri. Rândul noi să eliberăm recomandări altor tineri care și aveau nevoie de aceste recomandări și pot să spun că suntem profund impresionați de faptul că aici am găsit mai mult decât o echipă, am găsit o familie, că noi întotdeauna suntem, ne spunem problemele unul celorlalți, ne ajutăm cu tot ce este nevoie și mai mult de atât ne dezvoltăm într-un mediu armonios. Ușor, ușor o luați și către zona politică. Și este, dacă vreți, mai mult decât atât, este o datorie morală a acestor tineri care beneficiază de măsuri afirmative în domeniul educației, indiferent că este vorba de liceu sau că este vorba de mediul universitar. Eu aș vrea să trec un pic la colegul vostru, Alexandru, și să-l întreb, tu ai fost ani buni în lumea sportului. Da, am fost ani buni în lumea sportului, sportiv, însă am descoperit noi satisfacții mult mai mari și mult mai ample prin voluntariat și prin apartenența mea la grupul echipei de tineret în care lucrez astăzi și... Te-a împlinit cumva suficient de mult să vii într-o echipă de tineri la Partida Romilor și să poți să renunți cât de cât la sport sau poate mai ai o legătură cu sportul, că înțeleg că mai mergi la sală, nu din când în când? Mai merg din când în când. Eu pot să spun că am o activitate de mentorat în cadrul sportului. Calitățile mele sportive și din viața sportivă sunt foarte importante în echipa noastră de tineret, pentru că pot ajuta la consilierea elevilor care urmează programul vocațional sportiv, precum și a altor sportivi care nu prea au treabă cu școala. Mă străduiesc să-i ajut și pe ei și să înțeleagă importanța procesului școlar. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce voluntariatul și să rămână alături de echipa care i-a ajutat cândva, pentru că munca pe care o depunem noi pentru semenii noștri aduce satisfacții uriașe, satisfacții necunoscute publicului larg. Uite, o întrebare... Și doamna Monica, haideți ca să vă mai dăm și un spoiler așa, noi o să demarăm în perioada următoare o amplă campanie de voluntariat pentru care o să venim la dumneavoastră la emisiune să povestim mai mult. Țineți secret, nu spuneți nimic la ce vă referiți la campanie? Nu vrem să dăm foarte multe informații despre această campanie, dar va fi lansată în curând campania de strângere de voluntari pentru organizația de tineret a Partidei Romilor, pentru că este o cale către viitorul nostru, al tinerilor rom, și pentru, să vă spun așa, implicarea lor în societatea civică. Vă propun să mergem acum la Iași și să discutăm cu colegul vostru Ionuț Măcinoi, președinte interimar Organizația de Tineret a Partidei Romilor. Bună dimineața și bun găsit la emisiunea noastră! Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt onorat că m-ați sunat. Iată că tinerii invitați în platou, respectiv Adrian Berbec, mai este alături de noi și Marian. Da, îi salut pe această cale. Și Alexandru. Iată că am discutat puțin despre importanța educației în rândul tinerilor, despre acțiunile de voluntariat, despre campania SOS Copiii Romi. V-aș întreba care este principala activitate pe care o desfășurați acum în cadrul organizației? Ca idee așa un pic de prezentare, să spun așa, sunt în această organizație
președinte interimaj, practic sunt de 2 luni. Aici la Iași e un pic de reorganizare, dacă aș putea să spun așa. Scopul nostru al organizației este de a atrage tineretul rom și nu doar rom, și totodată de a organiza activități menite dezvoltării lor personale cât și profesionale, dar nu în ultimul rând, asumarea identității fiecărui tânăr e foarte important. Cu ocazia Zilei Copilului, Organizația Națională de Tineret a fost prezent la un eveniment dedicat etniei romilor. Acesta e un proiect susținut de Primăria Iași și deodată de Muzeul Municipal Iași. Un proiect care vizează promovarea și prezentarea etniilor în fiecare săptămână. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm ori de câte ori aveți noutăți. Cu siguranță, cu siguranță. Mulțumesc și eu, a fost o onoare pentru mine. Mulțumesc pentru prezență. O zi bună, la revedere. Rămâneți alături de noi în câteva minute, revenim la discuția noastră din studio. Am revenit la discuția noastră și iată că aș vrea să întreb pe tinerii noștri din platou câte ceva legat de recensământul populației care a fost amânat pentru anul 2022, după cum bine știți, din motive obiective care țin mai mult de contextul pandemiei de coronavirus. Și spuneți-mi, pentru tinerii de etnie romă, cât de important credeți că este acest subiect de interes, sau cât credeți voi că tinerii sunt conștienți că trebuie să-și declare apartenența la etnia romă? Atât pentru tinerii de etnie romă, cât și pentru toți oamenii de etnie romă, este foarte important să ne declarăm că suntem etnici rom, deoarece dacă cifrat, pentru că în anul 2011, când s-a realizat ultimul recensământ, au fost în jur la 673.000 de etnici rom, care este un număr minimizat, pentru că mulți dintre coetnicii noștri nu s-au declarat ca fiind de etnie romă, dar anul ce vine, când va avea loc recensământul, vom promova foarte mult asumarea identității etnice, pentru ca cifra declarată la recensământul de anul următor să fie cât mai apropiată de real, deoarece numai așa, cu unitățile administrativ-teritoriale, primăriile, consiliile județene, pot întreprinde activități și planuri pentru dezvoltarea și pentru rezolvarea problemelor romilor din comunități. Eu cred că tinerii noștri își vor asuma identitatea și am încrederea că o vor face, deoarece s-au făcut foarte multe pentru ca aceștia să nu mai aibă rușine în legătură cu identitatea lor, să-și cunoască valorile și lucrurile cu care trebuie să se mândrească legate de etnia lor, și sper că or să înțeleagă faptul că e important ca datele să fie cât mai aproape de realitate, pentru ca noi să putem obține ce se poate obține în folosul lor și pentru a avea o bază de dată clară în ceea ce înseamnă situația romilor din România. Mergem acum la Cluj și discutăm cu președintele Organizației de Tineret, cu domnul Dragoș Roșianu. Bun găsit la emisiunea noastră, domnule Roșianu. Română, bună ziua noastră și colegilor din platou. Iată că am dezbătut în platou subiecte de interes, am vorbit despre campania SOS Copiii Romi, am mai discutat câte ceva despre recensământ. Voiam să vedem ce se mai întâmplă la Cluj, ce activități mai are organizația de tineret și nu numai. Ceea ce pot să vă spun în privința organizației de tineret a sucursalei noastre de la Cluj, vă fac cunoscut că la noi colaborăm permanent cu tinerii noștri din organizația județeană, cât și cu tinerii noștri din teritoriu, care fac parte din conducerile locale. Avem un număr de 30 de organizații deținute în întreg județul. Ceea ce pot să vă spun că când lucrăm cu ei, avem tot timpul întâlniri pe aplicația Zoom, le oferim informații despre proiecte noi, acțiuni care le desfășurăm și plus de asta, în domeniul educației, vă menționez că colaborăm permanent cu inspectoratul școlar de an, mai ales în vederea implementării politicilor de integrare a tinerilor romi în procesul educațional. Aici vreau să fac referire la recomandările care le-am eliberat prin campania națională SOS Copii Rom. Până în acest moment am eliberat aproximativ 150 de recomandări. Pentru liceu?
Da, pentru liceu. Spuneți-mi ce activități mai aveți în afară de cele din sfera educațională în perioada următoare? În perioada următoare, cu pași repede, ne pregătim de recensământ, având în vedere că vom avea mulți tineri voluntari, avem și în momentul de față mulți tineri voluntari în organizația de tineri care doresc să facă voluntariat la Asociația Partida Romilor. Și pot să spun că voluntariatul este considerat ca o experiență specifică în muncă, te ajută să te descoperi și Asociația Partida Romilor este mediul propice pentru ca tinerii să se poată dezvolta. Iar în privința asta o să avem mulți recenzori, așa cum am avut o dispoziție să dăm în următoarea perioadă o situație cu localitățile unde vom avea persoane care le vom numi pentru a face acest recensământ. Din discuțiile pe care le-ați mai avut dumneavoastră cu tinerii, consideră important a se declara la recensământul de anul viitor? Absolut. Absolut toți tinerii doresc să-și declare apartenența la etnia. Este un lucru foarte bun. Vă mulțumesc mult, domnule Roșianu, pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu și pe această cale aș vrea să mulțumesc și să felicit pe domnul președinte Nicolae Păun, care a aplicat un management de calitate privind activitățile și organizarea Asociației Partida Română. Mulțumim și vă mai așteptăm cu noi informații. Să rămână toate cele bune. Toate cele bune, la revedere. Iată că și la Cluj vorbeam și de recensământ și din sfera educației, colegii se pregătesc. Eu vă propun acum să vorbim cu Florentina Armencea, vicepreședinte Organizația de Tineret, și să vedem, Florentina, ce noutăți are. Bun găsit și bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Am discutat ceva cu colegii tăi despre recomandări, despre campania SOS Copiii Rom, despre activitățile Partidei Romilor. În sfârșit discut și eu cu o fată, pentru că băieții știi cum sunt, merg în zona voluntariatului, dau recomandări. Spune-mi, Florentina, tu la Partida Romilor în acest moment, ce activitate de suflet ai? Ce faci tu în prezent? Eu, în momentul de față, sunt voluntară în cadrul Organizația de Tineret a Partidei Romilor. Mi-ajută colegii cu eliberarea recomandărilor. Iată că noi am vorbit, Florentina, puțin mai devreme despre voluntariat și te-aș întreba cum te-ai hotărât să faci tu acest pas și să vii voluntar la Partida Romilor. Voluntariatul m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea aptitudinilor, m-a ajutat să-mi construiesc relații deschise cu colegii mei și cu membrii organizației, m-a ajutat să mă descoper în primul rând pe mine. Voluntariatul în sine este considerat o experiență specifică în muncă. Iar acest lucru m-a determinat să fac voluntariat în cadrul Asociației Partida Romilor. Ce le-i spune, Florentina, tinerilor care acum te aud? E un lucru bun să te alături unei organizații, să-ți urmezi, eu știu, un vis, să-ți urmezi un instinct, să vrei să faci ceva pentru alți tineri la rândul tău? Eu trebuie să le comunic faptul că este un moment propice pentru a se dezvolta pe ei însuși. Este punctul de plecare, de start în viață și îndrum pe toți să se alăture voluntariatului, în primul rând pentru ei, pentru dezvoltarea lor. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cuvinte frumoase și îți doresc mult succes la Organizația de Tineret. Mulțumesc mult! Toate bune, Florentina, la revedere! La revedere! N-aș vrea să încheiem această emisiune până nu discutăm câteva minuțele despre modelele pozitive. Credeți voi că tinerii au modele pozitive sau au nevoie de modele pozitive ca să poată merge mai departe și să facă, eu știu, niște lucruri... Au nevoie de modele pozitive, iar noi, Organizația de Tineri, suntem o fabrică de modele pozitive. Însă se pot observa în media diverse persoane eminente cu o viață bună, o viață corectă, care își asumă identitatea. Modelul meu a fost tata, fiind antrenor, fiind fost sportiv de performanță în niște vremuri în care era greu să fii rom.
Și a fost un model pentru tine și chiar ai urmat exact, ceea ce a făcut. Toate idealurile mele au fost formate de imaginea lui. Ia zi, Marian. Tinerii, când vin la noi să obțină recomandarea, văd o serie de tineri care îi pot folosi ca modele pozitive, să spun așa, pentru că la noi, în echipa de tineret... Îl vede pe Berbec, îi place cum vorbește Berbec, Adrian... Îl vede, de exemplu, și pe colegul nostru, Cătălin Stănescu, care el provine dintr-o familie de rom tradițional, de căldărari, și care a terminat și studii de master și, în momentul de față, îi ajută pe alți tineri ca el. Ești foarte simpatic că vezi ca model pozitiv colegii. E un lucru bun, Adrian, nu? Să te vadă colegul tău ca un model pozitiv. M-am gândit că poate merge undeva în sfera artistică, merge undeva înspre... Nu, a văzut echipa Partidei Romilor ca fiind... Din punctul meu de vedere, fiecare tânăr, fiecare individ are propriul său mod de a se dezvolta. Cu atât mai mult dacă are niște modele pozitive. Și știm că primul model pozitiv pe care tinerii îl văd în general este familia. Fie mama, fie tata, fie un frate mai mare, fie un văr. Tinerii din ziua de astăzi, chiar dacă majoritatea sunt axați pe rețelele de social media, pentru că internetul are un boom fantastic în ultimii ani de zile, să știți că au suficiente modele pozitive și chiar din rândul minorității noastre. Pe această cale vreau să-i urez succes lui Leonard Moise, care pleacă la o competiție în Grecia. Leonard Moise este campion european EKF, primul campion european din România la categoria lui. Iată, este un model pozitiv nu doar pentru tinerii romi, este un model pozitiv demn de urmat de către toți tinerii din România și urăm încă o dată succes și lui și senseiului. Să nu uităm de Săveanu Anca, care la fel este campioană europeană la scrimă. Să nu uităm de Mircea Dumitru, care este un cântăreț excepțional la vioară și îl salut pe această cale. Să nu uităm de sculptorul nostru de etnie romă, de Nistor Anton, care în ultima perioadă a cam dispărut din peisaj pentru că este prin străinătate. Să nu uităm, bineînțeles, și de artiștii noștri de la teatru. Să nu uităm și de Connector, de... Să nu uităm, uităm de partea aceasta muzicală, de Connector, de Nicole Sherry, de Pepe. Sunt suficiente modele pe care tinerii le pot lua ca drept reper. Lucrul acesta depinde doar de ei, unde vor să ajungă, ce anume își propun să obțină de la viața lor într-un viitor care, din punctul meu de vedere, este foarte incert datorită acestei pandemii de COVID-19. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune, până săptămâna viitoare, numai bine! Sâmbătă, 12 iunie, o ediție specială... Cărțile pe față... Nicolae Păun într-o dezbatere eveniment unde partener de dialog va fi Monica Cornea. Cum se anunță viitorul pentru Partida Romilor? Care vor... Să vină aproape de noi, să pună mâna la treabă. Președintele Partidei Romilor analizează cele mai importante subiecte ale momentului. Are sau nu are iz politic condamnarea lui Marian Vanghelie? Presa, că asta e presa, ar preia lucrurile negative. Ce se mai întâmplă cu dosarul colectiv ajuns din nou în atenția judecătorilor? Ori învățăm să trăim într-o societate civilizată și avem cu toții un comportament firesc și normal, ori nu. Care sunt jocurile de culise din actuala guvernare și cât de rezistente mai sunt alianțele politice? Bă, las-o, Doamne, iartă-mă încolo așa de treabă. Este foarte greu să încerci să-i pui pe oameni la un loc și să înțeleagă care le este traseul. Nicolae Păun anunță în premieră măsurile pe care le-a pregătit Partida Romilor pentru recensământul de anul viitor. Sunt o serie de dacă. Discutăm sâmbătă și despre problematica romilor în actualitatea politică europeană. Ne pregătim pentru anul 2024, pentru că în anul 2024 avem 4 tipuri de alegeri. Așadar, nu ratați întâlnirea cu Cărțile pe față de sâmbătă 12 iunie de la ora 10 pe Național TV. Hai să vedem ce iese.